nu au căldură în casă, nu au lumină. Din ce cauză? Din cauza că ei nu își permit să ducă, să își taie un copac, să-l aducă acasă, fără să ia garda, să-i bagi în pușcărie, nu? Dar străinii ăștia, căcații ăștia, ăștia își permit să trăiască bine din copacii noștri, din pădurile noastre. Ei bine, hai să vedem unde sfârșește lenul din România. Ceea ce se vede acolo în spatele meu este o centrală de apă caldă, da? Această centrală încălzește un orășel de mărimea orașului meu, față, un orășel mic, da? Și vreo 50 de sătulețe, ca și ăsta din spatele meu. Sunt mii și mii de tone de lemn românesc în fiecare lună. În fiecare lună, pentru că asta arde mult. Eu mă repet, măi, dragi politicieni, pădurile României nu sunt ale voastre, așa că eu nu vă permit să le luați, să mi le vindeți mie. Eu mă duc și mi le iau gratis, pentru că e pământul meu, nu numai al vostru. Eu v-am pus acolo așa, nu v-am pus acolo așa ca să luați pădurea să mi-o vindeți mie. Aceasta este una din sutele de mii de centrale europene unde sfârșește lemnul proștilor români. E amuzant, da? E amuzant, că de plâns ne-am săturat. Trebuie să ne mai și mă amuzăm. Și cu toate astea, e... Nu știu. Pe mine nu mă ajută să lupt chestia asta. Prea mult plâns, ne-a săturat de atâta plâns. A venit momentul să mai ridicăm și pumnul. Nu doar să aruncăm cu lacrimi. Ia uitați voi unde sfârșește lemnul românesc. Da? Uitați-vă bine la pădure în jurul ei. E perfectă, niciun copac tăiat, nici măcar unul. Uitați centrala aici și cât lemn are în jurul ei. De ce să-l taie când poate să-l aducă pe ăla românului? De ce să-și distrugă ei fauna și natura când poate să o distrugă pe a României? Într-o atât ei nu au nimic de pierdut. Uitați și voi, dragi prieteni, cum arată o pădure frumoasă în jurul unei centrale de apă caldă, da? Care funcționează doar pe ardele de lemn, pe combustibil românesc. Da? Frumos. Frumos, da. Dar nașpa. De ce nu arde pădurile lor și copacii lor? La cât sunt aici, ăștia o să ducă sute de ani cu lemnul ăsta. Uitați voi, unde sfârșește lemnul nostru, lemnul prostanilor. Îl sparge, îl face lumegos și îl bagă pe foc. În timp ce pădurile lor, după cum vedeți, sunt intacte, da? Da, ați observat bine. Asta se întâmplă cu lemnul din România. Sfârșește acolo unde trebuie sau unde nu trebuie. Unde trebuie pentru ei, unde nu trebuie pentru noi, pentru că așa ne-am ales conducătorii, așa îi acceptăm și așa trecem cu nepăsarea de ei și îi lăsăm să continue să facă ceea ce vor ei să facă. Eu vă sfătuiesc, eu nu fac parte din meritocrație, m-am scris în meritocrație cu un scop pentru a lupta, am dat peste alți luptători ca și mine și... Măi, nu ne rămâne decât un singur lucru. Trebuie să ne unim ca să putem să luptăm împotriva sistemului este care ne vinde lemnele austriecilor. În timp ce pădurile lor, după cum vedeți, cea mai mare rușine, sunt intacte. Rușine pentru noi, nu pentru ei. Pentru ei ceva foarte frumos când vine aici, turism. Ca mine, cum am venit eu acum. E frumos, îmi place. Așa da, îmi place să mă plimb prin pădure. E super fain. Așa că, dragi prieteni, dați un like la pagină, înscrieți-vă pentru a fi în update cu alte clipuri. Pe unde o să mai umblu și ce o să mai găsesc. Să vedem ce mai fac primitivii noștri de conducători cu țara asta noastră. Ce a mai rămas din ea. Dacă vreți să vă scrieți în meritocrație, puteți să intrați pe meritocrația.ro. Și o să înțelegeți în ce constă lupta noastră pentru noi toți, pentru România, că nu mă duc să lupt pentru mine. Lupt pentru voi, pentru toată țara,
Eu nu vreau unul să fiu aici pe pământul ăștia, vreau să fiu pe pământul meu, să lucrez pe pământul meu, să am același salar, mă rog, măcar jumătate din asta care l-am aici, să l-am pe pământul meu. Dar nu l-am, că nu am nici măcar 10% din salarul care l-am aici. Din ce cauză? Din cauză că nu le pasă. Ne doare în cuc și aia e. Hai să nu ne mai doară atâta.